zeci de sirene așteaptă această lovitură de gol și iată gol! Marinescu! Delir în Giulești. Marinescu reușește deschiderea scorului în minutul 10 după executarea unei lovituri de colț. Scăpat de sub marcaj, ex-reșițeanul deschide scorul în minutul 10. Nanu, depozitat corect, Tăciulescu, Hens. Cornățeanu, întâmpinat de Stanciu, minge în adâncime pentru Rotariu. Rotariu spre Lăcătuș, Ciocoiu, 1-1. Deznodământ incredibil, minutul 44 și 30 de secunde al reprizei a doua. Este rândul galeriei steliste să se bucure. Revedem faza, centrarea lui Lăcătuș, nu, centrarea lui Cornățeanu, ajunge în cele din urmă la Ciocoiu, nemarcat. Mihai Stoichiță felicitându-se pentru inspirația de a-l introduce în teren pe Cristian Ciocoiu, care aduce egalarea în minutul 89 al meciului. Două goluri într-un meci în care n-am văzut nicio ocazie ratată, destul de mult. Câțiva rapidiști s-au prăbușit pe gaz.